Graficele funcțiilor f de x egal cu ax pătrat plus bx plus 2 și g de x egal cu x minus 1 pe x au tangentă comună în punctul x0 egal cu 1 de abscis asta dacă cât sunt a și b. Atenție, ce înseamnă tangenta comună? Dacă ai o funcție, uite așa, y egal cu f de x și o funcție y egal cu g de x, graficul, tangenta comună înseamnă acea dreaptă care trece prin punctul de intersecție a celor două funcții și este tangentă la fiecare. Păi, tangenta comună, atenție, înseamnă așa, odată că trebuie să ai f de x egală cu g de x în punctul ăsta x, da? Și derivatele, că panta tangentei la f de x este cine? F derivat. Panta tangentei la g de x este g derivat. Deci f derivat egal cu g derivat. Și atunci scriem sistem. Da? Echivalent cu ax pătrat plus bx plus 2 egal cu x minus 1 pe x. Și derivata lui f, care înseamnă 2ax plus b, egal cu derivata lui g. Da? Care ce înseamnă? X minus 1 derivat e 1 ori x nederivat minus x minus 1 ori x derivat, care e 1, supra x pătrat. Da? Și astea trebuie verificate, atenție, pentru x0 egal cu 1. Nu stau să mai facem simplificări și minune asta, îl înlocuiesc pe x1 aici. Da? Atâta simplificăști. Deci, îmi dă la prima a plus b plus 2 egal cu 0 și a doua 2a plus b egal cu cine? 1 pe x pătrat, adică egal cu 1. Și rezolv sistemul. De aici și gata. Da? Păi uite, el să scrie așa. A plus b egal cu minus 2 și 2a plus b egal cu 1. Păi dacă scad a doua minus prima, ia uitați. 2a minus a, b cu b să reduc, 1 plus 2 egal cu 3. A-ul este 3. Cât este b-ul? Minus 2 minus a, minus 2 minus 3 este minus 5. Deci rezultă, iată, soluția a egal cu 3, b egal cu minus 5, uite-l să vede, este D.